Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Zona de munte a județului Vrancea se află sub cod galben de ninsori și vânt intens din această noapte de la ora 23 și până miercuri seara la ora 18. În restul teritoriului, meteorologia anunță vreme rece. A trecut aproape o săptămână și din această lună, dar primăvara parcă nu mai reușește să își intre în drepturi. Meteorologii au anunțat un nou cod galben de vreme rece, ninsori și vânt puternic. Din această noapte, de la ora 23 și până în seara zilei de miercuri la ora 18, pentru întreg lanțul carpatic a fost emis un cod galben de ninsori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, care va bate cu viteze de 50-60 de km pe oră. La altitudini de peste 1500 de metri vor fi rafale de peste 80-90 de km pe oră, ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă sub 100 de metri. În restul teritoriului, începând din noaptea de marți spre miercuri 6-7 aprilie, în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, precum și în zonele montane și deluroase, vor predomina precipitațiile sub formă de ninsoare, pe alocuri moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat. Se va depune strat de zăpadă local consistent în deosebi la munte. Temporar, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte peste 70 de km pe oră, spulberând zăpada. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toată țara, cu temperaturi minime preponderent negative. Meteorologii anunță că până sâmbătă, 10 aprilie, vremea se va menține deosebit de rece, iar în cursul nopților și al dimineților, local se va produce brumă. Familia Bratosin din Popești a făcut senzație la emisiunea România au talent. Diana și fiii săi Mihai și Andreea au cântat și au încântat juriul, obținând în final 4 de da. Cu acest rezultat merg automat în etapa următoare a concursului. Ediția din 5 aprilie a concursului România au talent a adus în fața juraților și a întregii țări o familie frumoasă și talentată din Vrancea, mai exact din localitatea Popești. Mihai, Andreea și mama lor Diana Bratosin, o familie muzicală în care talentul este la el acasă, au demonstrat că odată cu munca vin și satisfacțiile și că nimic nu este imposibil. Suntem familia Bratosin din comuna Popești, județul Vrancea. Așa. Și am venit să vă încântăm cu moment de familie. Suntem o familie scena, abia aștept să văd acest moment de familie. Mulțumim. Bratosin, femeie. Ne țineți pumnii, da? Oi. Numărăm în 3, 2, 1. Succes! Intră! Emoțiile celor trei concurenți din Vrancea au fost constructive, pentru că au reușit să transmită juriului și publicului din plăcerea lor de a cânta și de a fi împreună pe scenă. I'm jealous of the rain, the clouds behind my mind, it's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. Love that wasn't here, gone for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love. Wish you the best of all this world could give. And I told you. 4 de da, Mihai, Diana și Andreea au trecut în etapa următoare, iar iubitorii muzicii au ocazia să îi revadă pe scena prestigiosului concurs. Trei localități din Vrancea au rata de infectare peste 3 la 1000 de locuitori. Este vorba despre Măicănești, Milcovul și Soveja. Rata de infectare în Vrancea a ajuns la 1,44 și este în creștere. În ultimele 24 de ore, 9 vrânceni infectați cu noul coronavirus și-au pierdut viața. În ultimele 24 de ore, 43 de vrânceni au fost confirmați pozitiv la testul COVID. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,44 la 1000 și este în creștere. În cele două municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt Focșani 2,3 în creștere, Adjud 0,94 în creștere. Localități cu rată de infectare peste 3 sunt Măicănești 3,63 în stagnare, Milcovul 3,36 în creștere și Soveș
Mureșa, 3,38 în stagnare. Localități cu rată de infectare peste 2 sunt Bălești, 2,64 în creștere, Bârsești, 2,2 în creștere, Boghești, 2,03 în stagnare, Bordești, 2,94 în stagnare, Câmpineanca, 2,28 în stagnare, Dumbrăven, 2,45 în creștere, Dumitrești, 2,06 în creștere, Gura Caliței, 2,37 în stagnare, Movilița, 2,12 în stagnare, Obrejița, 2,46 în creștere, Odobești, 2,5 în creștere, Sihlea, 2,32 în stagnare, Țifeș, 2,18 în stagnare, Vânător, 2,72 în stagnare, Vârteșcoiu, 2,53 în stagnare. În spitalele din Focșani și Adjud se află internați 127 de pacienți, dintre care 17 la terapie intensivă. 10 sunt la Focșani și 7 la Adjud. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. În total, de la începutul pandemiei, pe teritoriul României au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 880.429 de pacienți au fost declarați vindecați. În intervalul 5-6 aprilie au fost raportate 196 de decese, 109 bărbați și 87 de femei, 9 cazuri fiind din Vrancea. 24.386 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.052. Dintre acestea, 1.466 sunt internate la terapie intensivă. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.497 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 2.542 sunt în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 125 în Franța și 3.118 în Germania. Astăzi s-au împlinit 9 ani de la operaționalizarea Smurt, Panciu și Vidra. În toată această perioadă, paramedicii de la cele două stații au intervenit la peste 8.700 de situații de acordare a primului ajutor calificat. La mulți ani salvatorilor din Panciu și Vidra! La data de 6 aprilie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea aniversează 9 ani de la operaționalizarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare în cadrul stațiilor de pompieri Vidra și Panciu. Prin extinderea acestui serviciu, în aprilie 2012, la cele două subunități a reușit să se asigure acordarea primului ajutor calificat pe întreg teritoriul județului, înregistrându-se astfel o scădere a timpului de răspuns la solicitări, o creștere a capacității de intervenție și a calității serviciului medicale oferite cetățenilor. În cei 9 ani de la operaționalizare, echipajele SMUR din cadrul stațiilor de pompieri Vidra și Panciu au intervenit la 8.706 situații de acordare a primului ajutor calificat, 4.248 dintre acestea fiind gestionate de paramedicii de la Vidra și 4.458 de cei din Panciu. Numai în anul 2020, SMUR Vidra asistând 537 persoane, iar SMUR Panciu 610 persoane. Totodată, în luna februarie anului trecut, trei ambulanțe tip B2, echipaj prim-ajutor, au intrat în dotarea inspectoratului, două dintre acestea fiind repartizate echipajelor Smurd Vidra și Smurd Panciu, înlocuind astfel tehnica existentă de la înființarea serviciilor de prim-ajutor în subunități. Experiența acumulată în cei 9 ani de luptă contra cronometru pentru salvarea vieții celor aflați în dificultate, precum și miile de intervenții reușite, constituie dovada profesionalismului și devotamentului. Sub deviza cine salvează o viață, salvează o lume întreagă, paramedicii vrânceni vor continua să-și facă datoria ca adevărați salvatori, indiferent de riscurile la care se expun. La mulți ani Smurd Panciu, la mulți ani Smurd Vidra! Funcționarea Smurd Vrancea este asigurată din punct de vedere operațional de către ISU Vrancea, iar din punct de vedere medical, coordonarea este asigurată de către UPU Smurd Vrancea. Echipajele Smurd, acționând pentru permiterea accesului personalului de intervenție, degajarea victimelor în cele mai bune condiții și cât mai rapid posibil, fără a agrava leziunile existente, concomitent cu acordarea asistenței medicale de urgență, în timp util în cazul incendiilor, accidentelor și altor situații de urgență în care funcțiile vitale ale persoanelor afectate sunt sau se presupune a fi în pericol iminent. Cei aflați în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea de a alege din cele 197 de oferte pe care angajatorii vrânceni le pun la dispoziție în județul nostru prin intermediul AJOFM. În Comunitatea Economică Europeană sunt vacante aproape 1000 de posturi.
Lista locurilor de muncă declarate vacante în această perioadă și dată publicității de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea cuprinde 197 de oferte în Vrancea și 985 în Comunitatea Economică Europeană. Cele mai multe locuri de muncă disponibile în județul nostru sunt cele pentru operator confecționer industrial, respectiv 105. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea are în lista de locuri de muncă vacante pentru următoarea săptămână un număr de 197 de locuri de muncă în meserii precum agent de securitate, agent vânzări, ajutor bucătar, ascuțitor laminate la rece, dulgher, electrician, frezor, inspector mecanic, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, muncitor necalificat în industria confecțiilor, operator confecționer industrial, patiser, rectificator, sculer matricer, tivuitorist, strungar, sudor, vânzător și zidar. În Comunitatea Economică Europeană sunt disponibile aproape 1000 de posturi în mai multe țări. În Spania sunt cele mai multe, în agricultură, respectiv 900 de oferte. În Comunitatea Economică Europeană sunt vacante un număr de 985 de locuri de muncă în țări precum Belgia, Germania, Norvegia, Finlanda, Olanda, Italia, Austria, Spania și Malta. Informații suplimentare puteți obține de la reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea la telefon 0237-224-677. În perioada 8-22 aprilie, Biblioteca Județeană Vrancea organizează ateliere de pictură. Activitățile se adresează copiilor de 4-5 ani și se vor desfășura săptămânal la sediul din strada Mihail Gogălnicean. Copiii sunt invitați să ia parte la sesiunile atelierului de pictură Pictăm și ne bucurăm, care se va desfășura începând de joi, 8 aprilie 2021, ora 11:30, la secția Împrumut la domiciliu adulți a Bibliotecii Județene din strada Mihail Gogălnicianu, numărul 13. Atelierele destinate copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani, care se vor desfășura săptămânal în perioada 8-22 aprilie 2021, vor fi susținute de Florentina Mihalache, care a inițiat și a susținut activitatea diverse și creative în cadrul bibliotecii și care urmează cursurile Școlii Populare de Artă din Focșani. Activitățile pun accent pe dezvoltarea personalității și creativității copiilor prin pictură, învățarea de noțiuni simple despre culori, pornind de la conceptele de bază, punctul, linia, pata de culoare. Ne dorim să le insuflăm copiilor dragostea față de bibliotecă și activități cultural-educative. În cadrul acestor ateliere vom pune în valoare colecțiile de specialitate ale bibliotecii noastre, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene. Având în vedere situația medicală, în vederea respectării măsurilor de siguranță a utilizatorilor acestui serviciu, atelierele de pictură vor avea loc cu participarea a 6-8 copii maxim. Relații suplimentare și înscrieri la secția Împrumut Adulți din strada Mihail Gogălnicianu, numărul 13, sau la telefon 0237-214-562. La începutul acestei săptămâni, Primăria Focșani, prin Direcția de Dezvoltare, a demarat acțiunea de dezinsecție pe raza municipiului. Activitatea va dura 2 săptămâni și vizează în special combaterea căpușelor. Având în vedere creșterea temperaturii din ultima vreme și prognoza pentru perioada următoare, Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, anunță cetățenii că va demara o acțiune de dezinsecție pe întreg perimetrul Municipiului Focșani. Acțiunea vizează în mod special combaterea căpușelor care de acum încep să apară cu precădere în zonele verzi. Dezinsecția va avea loc în perioada 5-16 aprilie 2021, în intervalul orar 22-5, pe domeniul public, suprafețele parcurilor, spații verzi și cimitirelor din oraș. Toate substanțele folosite sunt avizate de instituțiile abilitate și nu dăunează sănătății oamenilor și animalelor. Totuși, focșenenii, în mod deosebit cei cu diferite afecțiuni respiratorii, sunt rugați să evite zonele menționate în intervalele orare amintite anterior. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect și sunt șanse de ploaie. Cerul va fi variabil, vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și minus 1 grade, iar cele maxime între 3 și 5 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!